Eu cred că am luat mai bine decât Maria Popovici în județ. Asta voiam, mersi. Băi, eu te simt, Ionită. Bravo, bravo. Măruța al tău e și mine. Puțin. Bravo, bravo, bravo. Asta e foarte, o să... E ok, mă, asta mi-a zis. Asta e fun fact despre Nane, că el îl vezi tot tipul lângă piscină, niciodată nu intră în ele. Uite ce gros îmbrăcat e lângă piscină. E rapper. Oare câștigătorii s-au votat între ei? Normal că nu l-ai votat pe Dobrotă, rătă. Și acum te-ai votat pe tine. Salutare, oameni buni, bine ați venit la Șef la Furculiță, ediție mega spe... Ce pana mea faci, mă? Mănânci pe intro ca să nu putem să tăiem. Nu ne pot iei opri cât până ne mâncă atunci. Bagă acolo. Uite, producătoarea e crizată în spate aici. Irina Rimes abia așteaptă momentul muzical și voi gata să mâncați. Mâncăm după momentul lui Irina Rimes. Suna sponsorii că vor înapoi. Jesus Christ. Bă, Șef la Furculiță, ediție specială cu Cârje și Mirica. Fără contentul din online al meu, tot cred că câștigam cu cunoștințe din Bihor. Bihorul s-a mobilizat foarte tare, sunt pe Bihoreanu, numărul 1. Da, pe Bihoreanu. 1000 și ceva de like-uri. Brahoveanu, ia exemplu. Oh, fuck. Ediție de colecție abia așteptam să vină sezonul 1 și sezonul 2. Sau cum le zicem noi, toate. Aici 40.000 de euro înainte de taxe. Eu aș vrea să văd telefoanele la 1313 să văd cine ce-a votat. Eu nu am votat. Bă, dar știi ce am văzut? Am făcut un mic research înainte de... Foarte bine. Și un comentariu top de la clipul cu Cârje de la finală de a fost, da, era vezi ce zici? Singurul câștigător care a meritat. De la emisiunile astea ale voastre. Mamă, nu-ți asta pe Mirica. Mirica zice asta, mă? God damn, mi-a dat unul cocoșatule glume cu măta n-ai. ca să-l ajungi pe Mirica, i-am văzut alt comentariu, tot de top era. E singura emisiune la care chiar câștigă cine merită. Mirica, așa este, aia. Bravo. Bă, la Mirica a fost cel mai amuzant, a fost ăla cu... aranjată și emisiunea asta, dar era cel mai bun Mirica. Care mi s-a părut top, că erau. Au făcut toate aranjamentele și cum a câștigat ăsta care merita, dar aranjamentele astea care... Când scoatem mâncare. Lasă că scoatem mâncare, hai să mulțumim prietenilor noștri de la Explorado, că avem un... Mă gândeam, când ați semnat și voi? Se poate spune pe post când mai aveți sponsor? Da. Ce s-a întâmplat? Dar spunem constat. Unde ați gafat? Nu, n-am gafat. Bă, n-am gafat, s-a terminat bugetul pentru 2022. Deci Bobonete a subt bugetul atât de mult că ultimele luni din 2022 nu au mai putut să mai susțină și alții și a rămas doar pe Bobonete. Paste n-am luat nebuni, fii atent. E porc sau porc baban. Cred că e ragu. Zici? Da, sigur, 100%. Eu știu paste. Mănânc să fasez, gen, te uiți la ea și zici, nu vreau, eu dau lui Cârje. Și Cârje zice ea. Fuck, stai că nici nu știu ce mai e în pungă. Celelalte trei nu ce să... Gat, ce joc, bun sunat pe Liviu Vârciu, se întreabă dacă poate să prezinte. Pasez. Mănânc. Tu mănânci? Bă, mai sunt trei. Mai sunt trei Cârje, știi? Și miros foarte bine, asta e chestia. Rămân, că mie că vine altceva mai rău. Paolo, ce bine ales. Bă, vine pălâmă. Vine pălâmă. A, pălâmă e șmecheră. Paste lombar, lobster. Pălâmă la... e super bună. Este lobodă la... și... E din team building. Asta e paste de team building. Ia zi, Mirica. Pasez. Mănânci sau pasez? Pasez. Mănânc. Bă, poți să faci? Lasă aici. Mamă, ce nașpa de Florian, că ia chiar toate rebuturile, efectiv. Asta e. Da, la el o să mai fie un cotor de măr. Nu e, cum vi se pare. Nu, Mirica, asta sau cealaltă? Sunt paste carbonara. Da. Nu, am făcut aseară acasă, pastez. Fii atent, eu fac cu tine schimb de carbonara. Ah, tot. Eu sunt leșinat. E pentru tine. Eu sunt leșinat pe carbonara. Eu mănânc carbonara. Stai, mă, deja ați făcut schimb de duble și eu nici măcar nu mi-am pus cărțile pe tablă. No, astea sunt făcute de măsa, că n-au cu brânză. Trebuie să-mi dau cu părerea? Da, miroasă. Da, mă, 4 fromagii. Nu e 4, poate 3. E 5. E 5? Da. N-ai voie să bagi în gură furculița aia sau la 517. Nici capătul ăsta celălalt? Foarte bine, foarte bine. Capătul celălalt, okay, dacă vrei să... 517 versus cât? 5 era 400. Bă, ai blue cheese, cheddar, mozzarella, parmezan și încă o brânză. Gen, încă o brânză, așa. Da, așa. 491 paranteză. La carbonara. 350 trebuie să fie. Aș ști că Mecu și KFC-ul de la Romana s-au închis pe motiv că nu dădeau cât scriau. Da. Ați închis cu aia, Mecu? Ho-ho! Un kil jumate. 560. Mamă, bă, 350 trebuie să ai. De asta au succes. Serios? Da. Bă, dar de ce sunt diferențele astea de... Și stai, el ce are acolo? Ragu, nice. Sos de roșii, carne de vită, parmezan. Am început să refuz Mirica să o iau. Da. Și eu?
Și tu ai bine, kilcheri bine, pasta, și bun la cantitate, da. Arată bine, miroase piept bine, sunt sigur că bine la gust. Piept de pui și presupun în parmezan. Sună bine. Vrei? Sună bine. Adică ultima șansă. Da. Bă, stați liniștiți că la desert am ia ligă ce vreau. Da. Aveți okay. Desert? Stați un pic ce faci. Eu amestec doar. Nu amestec, am lăsat o să se răcească, mă, ce. Hei, 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 bine ați venit la nou livrabil. Bă, poză, poză. Da, bă, hai cu prima furculiță, că văd că avem sunteți voie? Leșinați. Nu, nu, hai să punem suc. După aia? Că sunt leșinați ăștia. Hai să mâncăm, hai să morți, nu mai scoți nimic. Stai mă. Hai, bagă. Hai, luăm toți în același timp, hai, Mirica. Da, în același timp. Ai noroc și la mulți ani. Mamă, e bună rău. Cop. Cheers. Nu prea știu să mănânc paste, tagliate, ce sunt astea. Fii atent. Am văzut la o fată din Etiopia. Da, trebuie să ai și furculiță, și lingură. Bagi în gură. Asta știi să faci. Și faci cu limba așa. O fată din Etiopia ne-a învățat asta. Deci dacă, când ai mai ales, astea tagliatele sunt scurte. A, și faci atunci. Dar faci elicopterul, helicopterul, helicopterul în gură. Și efectiv o iei pe limba. Dar nu poți să le iau, uite. În loc să sunt groase, astea sunt groase. Astea sunt groase. În loc să sui. Alea subțiri le iei pe limba. Da. Nu știu despre ce vorbiți, dar era foame tare ăsta. Voi incredibil cum mănâncă cât ce zici. Mă la... foarte repede, scuze. Zici... Mai aveți rețetă pentru auto? M-am gândit să fac firmă de câștigat ai umor. La mine, ajungi în finală, intri la vot și de acolo mă ocup de tine. Păi stai, îl ajungi și să intre în finală. Nu. Intri la voturi. Te descurci până acolo. Ca să intri în finală trebuie să te voteze juriu. Este evident că juriu este incoruptibil. Adică nu poate să, chiar nu poate fi cumpărat Delia, nu poate fi cumpărat, da. Costel nu poate fi cumpărat. Și cumva trebuie să influențezi altfel, gen să-i urmărești, să vezi ce rutine au, astfel încât să, gen, dacă vine Mario la tine să-l bagi în da, finală. Finala umor. Poze cu Mario, nicăieri. Reclame cu Mario pe unde merge Delia cu mașina. Se duce Delia la o cafenea, pe barista îl cheamă Mario, are un ecuson cu Mario și îi bagă în cap. Stai pe Facebook, targetezi, bagi reclame cu Mario când i-a căutat Adidas și reclame cu Mario acolo. Super Mario Brothers, găsești. Voi nu știți, dar Virgil așa a făcut. Da, nu mai zice. Poate ei nu știu. Dar pe Patreon. Ok. Mi-a dat cu al ragu pe bluză? Aș vrea să fiu șef al ragu. A, îți place ragu? Nu cred, nu știu, dar îmi place cum sună. E scuipat de câștigător? Să rămână de mult. Nu, am scuipat. Am dat de probabil cât. Da, termină, ai scuipat. Vă face bebelușe. Care din când în când, așa între subiecte, bebelușul ăla da și... Mersi foarte mult pentru idee, Mirica. Și vin, dansează pe mese, crace ale alea. Toată emisiunea asta a ta o să iau colaje top cu bebelușe de-a lungul anului. Te rog. Să le tot bag acum moment de publicitare. Pe bebelușa Oana. Nu e un pic cam acum anti-mișcare așa să mai iei bebelușe în emisiune? E sexist. Mamă! Vreți suc? Dar nu bea nimeni suc, de ce trebuie să faceți? Noi suntem obligați, mă. Bă, suntem obligați prin contract. Da. Vă lovesc sponsorii o dată și văd toate episoadele din spate. Asta vreau să zic, eu o să vadă că noi suntem conștiincioși și respectăm sponsorul. Nu ca în videoclipurile cu Pop-Cola vărs Pop-Cola pe jos ca Albert Năbână. Asta le-am lipit noi, mă. Stai un pic. Dragilor, poftă mare și la mulți ani. Hai să jucăm un joculeț, ce ziceți? Ia. Imediat. Dar nu mai dați astea cu Smash Pass, cu de-astea. Nu, că îți faci probleme. Mă fac de râs pe internet. E un joc clasic. Îmi cer scuze că apelez la din astea clasice. L-ați mai jucat probabil în copilărie. Se numește Are piscină, a fost văzut în piscină sau nu a fost văzut în piscină. L-ați jucat când erați mici, nu? Hai și vă rog să țineți voi scorul cu degetele că nu o să pot să țin minte. Da. Deci Are piscină, a fost văzut în piscină, nu a fost văzut în piscină. Dani Mocanu. Are piscină. A fost văzut în piscină. A fost văzut. Nu că a fost văzut, a și cântat în piscină. Am văzut, știu, m-am uitat la un concert de vreo 10 ore asta de pe YouTube și cântau la mansion-ul 1, okay. Un contribuabil plătitor de taxe. Vara asta și-a făcut piscina în curtea lui, asta e casa lui, are piscina în curtea lui, uite ce mare păi piscină. Păi a fost și văzut. Amândoi avem piscină. Omul meu, nu doar că are piscină, are piscină cu lei. Nane. Știi cine e Nane, nu? A fost văzut în piscină. Da, știu. A fost văzut la piscină. A fost văzut. Un punct pentru Cârge, n-a fost văzut la piscină, a fost văzut lângă mare, neintrând în apă, a fost văzut lângă o piscină îmbrăcată în haine groase. Este, pe asta e, ce înseamnă să la piscină? Stai, bro, este o problemă de semantică. Tu acum știi sigur sau n-ai găsit tu? Cum e jocul?
Jocul este în piscină. A fost văzut în piscină, nu a fost văzut în piscină. Nu a fost în piscină. Zero. Nu e în piscină. Un punct, un punct, Mirica e 0. Încearcă să recuperezi, Mirica. Eu am piscină acasă, vă doare. Mirica încearcă să recuperezi cu favorita ta, ca să te întreb pe tine prima oară, da. Loredana Groza. Loredana Groza nu are piscină. Deci nu a fost văzut în piscină. A. A fost văzută la piscină. Ok. Are piscină. Are. N-am găsit poze cu casa Loredanei. Da. Nu cred că are piscină. M-am luat după tot background-ul ei. Este văzută lângă apă undeva într-o vacanță în Mykonos. Și aici lângă o fântână în care cred că vrea să se arunce. A deci fost o mini în piscină, sigur. Nu, asta la Unirii, man. A fost în piscină. Nu, dar mă refer că nu am găsit în piscină. A fost în piscină. Eu cred că este la apartament. A fost chiar și în cadă, dar nu știm încă, nu putem să confirmăm dacă a fost apă în cadă asta. Da. Deci, sigur a fost văzută în piscină, nu pot să confirm că. Deci, 1-1-1. Dalai Lama. Nu a fost. Care era a doua? Că nu are piscină sau ce? Are piscină, a fost văzut în piscină, nu a fost văzut în piscină. Nu era o piscină. A fost văzut în piscină. Dalai Lama. Dalai Lama este o piscină. El este totul. Poți să modific? Bă, fii atent. Dalai Lama are piscină. Îi ajut eu. Okay. Fii atent în fază. Are piscină și eu zic America, mă răzgândesc. Bă, dar fii atent, voi pune și alea când se scurge apa prin templele alea. Bă, omul meu, da. Nu, dar nu, nu se pune sauna piscină. Eu unde templele alea cu apă? Casa lui dacă are piscină, asta e. La Unirii. Eu cred că omul meu înnoată zilnic Dalai Lama. Se menține. Am citit despre Dalai Lama că e frică de apă, dar a fost văzut lângă apă. Nu are piscină. Mame, nu, eu n-am voie să mă răzgândesc, nu? Nu, n-ai voie cu aia, jocul. Păi n-a luat nimeni acum, nu? Cred că am luat eu. Ce-ați zis? Eu am zis că are piscină. Amândoi. N-are piscină. Dacă a fost amândoi a zis că are? Tu ce-ai zis? Eu am zis că a fost văzut în piscină. M-am zis să spăla cu niște... Ați pierdut toți. Cătălin Botezat. Are piscină, a fost văzut în piscină sau nu a fost văzut în piscină? A fost văzut, clar, mi-aduc aminte o poză, am văzut eu și mi-a plăcut. A fost văzut, n-are piscină, că el cam pleacă, mulți nu prea are casă. A fost văzut. Ok, Mirica. A fost văzut. Ok. Are. Câștigă cei doi, nu are piscină, a fost văzut în piscină. Bă, și la poza asta mă gândeam. Fix la poza asta mă gândeam. Matilda Pascal Cojocărița. Are piscină. Mirica. Are piscină. Mă, deci tipa asta nu intră în piscină, clar. Dar se pune dacă are piscină acasă, dar ea nu intră în ea? Bă, se pune dacă are piscină acasă. Și între timp o să pun și niște desert. Ai, domnule, că așa se face la câștigători. Care era scorul până acum? 1-2-2. Noi doi pe primul loc. Ei 2-2. 2-3-2. Bă, pierduși, are piscină acasă. Normal că are piscină. M-am dus în zona asta. Ia că are piscină. Nu vreau să mă duc cu ei. Constantin Enceanu. Vezi că am fost la el la am avut show la el. Așa că vă las pe voi să răspundeți. Cine? Răspundeți voi. Muzică populară, muzică populară. Populară. Prieten cu Petrică Mățuștean. Are piscină. Are piscină. Așa de muzică cântărețe, de muzică populară. Da, și Matilda Pacara. Are piscină. Dar eu merit 2 puncte pentru asta că am mâncat lângă piscină și am intrat în piscina lui că am fost cazat acolo cu băieții. Am avut cel mai prost show din istorie. Ultima întrebare. E cea mai ușoară, că în general concursurile se fac invers, dar așa ar trebui să facă. Cea mai ușoară să fie ultima. Da. Alina Ceușan. Nu e cea mai ușoară. Noroc că o cunosc personal. A fost văzută în piscină, nu are piscină, știu 100% am fost la ea acasă. Bun. Te arunci? N-a fost, de seama că v-a jucat pe voi acum. Nu putea să dea. Deci ce a zis Florian? Că a fost văzută în piscină. Care mă și enervează că a zis că e ușoară și acum mă pune pe mine. Păi, nu cunoști Palina Ceușan, nu te uiți la el la poze. Și eu zic că mai degrabă locuiește într-un mansion ăsta, într-un apartament mișto la un etaj înalt, decât că stă la casă cu piscină. A fost văzută la piscină. Ok. Și eu o să mă duc. Are piscină, e singura mea șansă să câștig. Are piscină. E singura ta șansă să faci egal. Să fac egal măcar, da. Și felicitări, ai făcut egal. Bravo! Bine, mă! Are piscină acum unde are casa. Are piscină acum acasă? Da, a născut în ea? Nu, dar aici, imediat după ce a născut, s-a refăcut în piscină și oamenii scriau: "Vai, ce mă bucur că ți-ai făcut piscină, să te refaci." Bravo. Ce, dar cum adică să se refacă? Să se refacă după ce? După Hai să dăm notele. O să mă duc pe aspect. Recunosc că dacă era într-o farfurie de aia așa mai. Da, mă, dar la comandă vine spaniol. No. Ciupercile mi-a plăcut cum erau tăiate și finunțe, o să dau și un 9. Dimensiune. Dimensiunile peste. Eu am voie să dau nota cea mai mare pentru că am avut cel mai mult, am avut un kill jumate. Da.
10. Prima furculiță, având în vedere că am f***t intro-ul ăsta. Prima furculiță a fost 10. Pe intro. Da. 10, frumos. Foarte bună furculiță. 7,5. E gustul bun, 7,5. Bun. Cut. Ține de foame, întreabă această... Bă, nu prea... Dacă nu, prea nu mâncai nimic astăzi, ține de foame. Păi n-am mâncat. O, de foame. Da. Am mâncat forță. Da. Da, eu la open mic o să mai mănânc. Preț. Stați să vă zic prețurile. Să fim serioși. Eu oricum dau 10 la preț, la preț că n-am dat niciun ban sau îmi cereți. Da, nu. Patul ăsta ca idee 39 de lei. Nu-mi pasă okay. N-am mâncat. Decent, foarte decent. Mulțumim. Da, de alea alte la cumpare. 26 media la fiecare așa. 26 la pas. Da, stați că rar mănânci. Steluță, cu aia am pus o steluță de mult. 10 plus, cu felicitări. Mamă, dar ce exigent era misul. Hai, faceți total. Mami! Tati! Unde sunteți, mă? Nu știu, am uitat acasă. Sunt singur acasă. Am comandat de la Kilkenny paste și ne-au plăcut de 83 de puncte. Comentariul săptămânii ăsta, vreau să-l văd pe Selby la șef la cuțită. Furculiță. Da, voi puneți pe Patreon tot. Absolut. Tot, mai puțin dacă discutăm ceva și îmi spui tu să o scot. Da, pe... dă-le frate, pe 50 de euro merită și ce e grav. Da, na. Păi, da. Tot. Alea cu micuțul, alea cu tot, România. Tot, bă, tot. Bă, mulțumim frumos că v-ați uitat. Nu, noi vă mulțumim că ne-ați invitat. Până data viitoare. Voi să fiți sănătoși. Și noi să avem ce pune pe mese. Încă o ediție specială. Hai. Ține-te aproape! Hai că cu Mirica ne pupăm astea, suntem mai puțin. Sezonul 1. A făcut mai multe view-uri episodul cu Mirica. E pe bune sau nu e pe bune? E ce? Pe super întrebare. Bune. E pe super bune. E smash! E întrebare. Smash. Din partea mea este smash. Da, direct. Ceau! Felicitări, Mirica! Bravo! Bă, câți bani ți-am intrat? Cine ați filmat? Începem. Da, cu Raul. Raul Gheba? Nu. Raul ăla care cânta cu Mirabela. Ăla de la Real Madrid. Raul. Eu dacă aș fost Antena 1 n-aș fi organizat așa, n-aș fi făcut asta, dar mă rog. I-a fost frică să-și arate valoarea sau de fapt are el mai ceva mai bun pregătit din ce am înțeles? Ia auzi, ați explicat. Da. Și aș fi făcut asta dacă știam că n-am chef sau șansă să mă bat? Asta mereu. Fai tare. Da, dar nici eu nu știam, că, până și eu, dacă mă vezi, chiar am crezut la un moment dacă e taică-mi eu, că eu nu l-am văzut pe domnul respectiv că a venit la pupitru, de mă uitam, căutam o bere sau ceva, că Mirica, taică tu, și eram aici, Mirica, taică, ce? What? Știți cum mai are de acum 16 ani? Lasă care acum de la antenă. Păi da. Să dea cât mai are, să-mi bap, nu băgați asta, mamă că am nebatat de dimineață, de-aia ai și rustate? Nu, o țară n-am scus nimănui. Doar mie. Coaie. Cum mă, n-am văzut nimic să luăm și pe asta. Da. Uite, se caută un nou Gianni la în Las Fierbinți. Wow. Ioana State a fost la Revelion cu Dan Badea. Unde? Nu vreau să dau nume. Și nevasta lui Dan Badea. Și nevasta lui Dan Badea. Mă uitam la Revelion. Te-ai uitat la Revelion? Da, în reluare, bineînțeles. Așa. L-am înregistrat și m-am uitat a doua zi când am după Mahmur, după petrecerea aia bombă. Așa. Și îmi place că era o mică sociu care îi mai zicea lui ăsta, lui Rikito Watanabe, din când în când, sashimi, stai bă jos, stai din când. De nicăieri, mi-l vorbea aici, sashimi, ce te... Da, mă, dar cu japonezii nu e. Nu e rasism cu japonezii. Bendeac. Bromina. Bendeac, Bromania. Da. Am înțeles că ați și lovit-o. Mitran. A lovit-o Mitran? Ai povestit și ne un pic ce s-a întâmplat. Am voie să zic, nu știu dacă s-a vorbit despre asta.